Planurile Europei de a renunța treptat la cărbune către un viitor al energiei sustenabile au fost date complet peste cap de criza energiei produsă de invazia rusească în Ucraina. Ca modalitate de a sancționa Moscova și de a-i tăia sursele de finanțare a războiului, țările europene s-au angajat să renunțe treptat la gazul și petrolul rusesc, cea mai mare vacă de muls a Rusiei. Conform economedia.ro, de când țările europene au impus sancțiuni pentru a pedepsi Moscova în urma invaziei Ucrainei de către Rusia în februarie, Rusia a răspuns întrerupând aprovizionarea cu gaze către mai multe țări europene. Săptămâna trecută, gigantul energetic rus Gazprom a redus și fluxurile prin conducta Nord Stream, o legătură submarină importantă care transportă gaze direct în Germania. Gazprom a dat vina pe problemele de întreținere, dar liderii europeni au numit această mișcare o tactică politică a președintelui Vladimir Putin. Gazprom nu a folosit rute alternative pentru a compensa deficitul de aprovizionare prin gazoductul Nord Stream. Prețurile gazelor europene au explodat săptămâna trecută în urma mișcării Rusiei și se apropie deja de niveluri record. Creșterea prețurilor la energie alimentează inflația și o criză a costului vieții în întreaga Europa, pe care băncile centrale se străduiesc să le abordeze fără a duce economia UE în recesiune. În acest context, cărbunele tratat mult timp ca un combustibil murdar în Europa revine în ciuda eforturilor guvernelor pentru utilizarea sporită a energiei curate. Cărbunele ajută acum continentul să-și salveze alimentarea cu energie și să facă față creșterii dramatice a prețurilor la gaze naturale cauzate de război. Electricitatea generată de cărbune în Uniunea Europeană a crescut cu 19% în al patrulea trimestru al anului 2021 față de un an mai devreme, mai rapid decât orice altă sursă de energie, pe măsură ce tensiunea a crescut între Rusia și Ucraina și înaintea invaziei de la sfârșitul lunii februarie. Centralele din Europa au ars cu 51% mai mult cărbune pentru energie electrică în prima săptămână a lunii martie, comparativ cu un an mai devreme, din cauza prețului ridicat al gazelor naturale și a dependenței de gazul natural rusesc, scria Bloomberg. Germania va reporni centralele pe cărbune pentru a conserva gazul natural, a anunțat duminică ministrul economiei al țării, pe fondul îngrijorărilor legate de o penurie de aprovizionare. Mișcarea face parte dintr-o serie de măsuri anunțate de Germania, inclusiv noi stimulente pentru companii pentru a arde mai puține gaze naturale. Situația este gravă. Ministrul economiei din Germania, care a detaliat pașii care urmează să fie luați pentru ca aceasta să se asigure că mai mult gaz este disponibil pentru a fi redirecționat în depozite, astfel încât țara să aibă suficient pentru a trece peste iarnă. Printre pași se numără readucerea la viață a centralelor electrice pe cărbune, care au fost anterior oprite pentru a reduce emisiile de carbon, conform economedia.ro.